aproape 8 km de rețele de distribuție a apei potabile și nu mai puțin de 24 de km de rețele de canalizare din municipiul Petroșan vor fi reabilitate cu fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană. Potrivit primarului municipiului Petroșan, Tiberiu Iacobriții, valoarea totală a investiției se ridică la peste 7,4 milioane de euro, iar termenul de finalizare a investiției este de 36 de luni. Lucrările încep în cel mai scurt timp și, odată finalizat acest proiect, aproape toți oamenii care locuiesc în Petroșan vor avea apă și canalizare. Astăzi, în conferința de presă, vreau să vă dau câteva informații, în special legate de extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Petroșan. De la început vreau să fac precizarea că titularul acestui proiect este SCA PASERV. Prin ei se desfășoară acest proiect finanțat pe fonduri europene nerambursabile. Am cerut aceste date pentru că e vorba de Petroșani și am înțeles că în câteva zile va fi postat pe SEAP acest proiect. Valoarea contractului este de 7.406.840.000 de euro. Durata de execuție este de 36 de luni. Conținutul contractului este următorul. Componente pe apă, construcție, se vor realiza 8.772 de metri de rețea de distribuție de apă pentru a deservi în jur de aproximativ 456 de gospodării. În urma acestui proiect, pe componenta de alimentare cu apă, practic, va crește rata de conectare la sistemul centralizat de alimentare cu apă în municipiul Petroșan de la 74% la 99%. Pe componenta de canalizare vor fi construiți 23 de kilometri, de fapt 23.903 metri de rețea nouă pentru deservirea aproximativ 4.960 de branșamente în municipiul Petroșan. Reabilitare, deci în cadrul acestui proiect, pe lângă construcția de canalizări noi, se vor și reabilita 1088 de metri de rețea de canalizare, care vor deservi aproximativ 200 de branșamente. Și de asemenea vor fi construite două stații de pompare a apei uzate, cu o capacitate de 8 litri pe secundă fiecare. Lungimea conductelor de presiune va fi de 550 de metri. Vă dau câteva date tehnice, poate sunt mai puțin relevante. Cu permisiunea dumneavoastră, o să vă și citesc străzile care urmează să aibă fie apă potabilă, fie canalizarea, pentru că mai avem zone unde nu avem rețea de alimentare cu apă potabilă. Pe apă potabilă, în zona Petroșan Nord, vor fi străzile Doinei, 1 Mai și Maleia. În zona Coloniei avem străzile Transilvania, Strada Nouă și Boțoni. În zona Aeroport avem străzile Sălătruc, Șoimilor și Cucului. În zona în zona de centru avem Strada Rovinei, Coasta și Slătinioara. Deci străzile pe care vi le-am spus eu, e vorba de alimentare cu apă potabilă. În aeroport, imediat vă spun. În aeroport, în zona Sălătruc, Șoimilor, da? Și Cucului. Și avem Rovinei, Coasta și Slătinioara, care sunt mai sus. La canalizare. Pe următoarele străzi se vor introduce rețele de canalizare noi, în zona Petroșan Nord. Strada 16 februarie, pe 1 decembrie 1918, de asemenea, avem o porțiune de 590 de metri, Cireșilor, Constructorului, Dărănești, Eroilor, Funicularului, Gheorghe Lazăr, General Vasile Milea, avem o porțiune de 473 de metri, Măgurii, Doinei, 1 Mai,
Maleia, o parte din Maleia, Mândra, Mărășești, Piscului, Plaiului, Poienilor, Progresului, Roșia, Uzinei, Cloșca, Anghel Salinii, Dealului și Pomilor. Deci pe toate aceste străzi din zona Petroșan Nord va fi introdusă rețea de canalizare. În zona Colonie avem străzile Transilvania, Anton Pan, Bucegi, Cârjei, Circa Pompierilor, Cuza Vodă, Digului, Aradului, Ecaterina Teodoroiu, Egalității, George Enescu, Gheorghe Barițiu, o parte, Gheorghe Doja, Grivița Roșie, Ile Caragiale, Împăratul Traian, Micu Klein, Jiului, Mihail Cogălnicianu, Mihai Eminescu, Miorița, Oltului, Radu Șapcă, Sarmi Segetuza, Ștefan cel Mare și Tudor Vladimirescu. Deci, practic toate străzile din zona Colonie, care nu au canalizare, vor avea în urma acestui proiect. Iar în zona Aeroport avem strada Sălătruc, Sașa, Pârâieni și Șoimilor. Deci, prin acest proiect, practic, se rezolvă problema alimentării centralizate cu apă și a sistemului de canalizare în proporție de 99%. Cu siguranță, cei de la APASERV, după ce, sigur, vor termina toate procedurile, o să vă dea și mai multe detalii, dar eu am vrut să transmit străzile care vor intra, pentru ca oamenii să știe care sunt străzile care vor intra în aceste lucrări, atât de extinderea canalizării, cât și a alimentării cu apă. Practic, prin acest proiect încheiem această problemă pe care o avem, destul de mare, în municipiul Petroșan, în special cu canalizarea. Investiția de la Petroșan face parte din amplul proiect de extindere și reabilitare a infrastructurii de apă și apă uzată în Valea Jiului, în valoare de 40 de milioane de euro, implementat de Societatea de Apă, APASERV. Acesta este împărțit în 7 contracte, iar primul contract a fost semnat la începutul lunii august între reprezentanții Hidroconstrucția și cei de la APASERV și a început în Petrila și Aninoasa.